Au fost momente de panică în centrul Iașului, unde câțiva muncitori de la Spații Verzi au găsit o bombă chiar în piața Palatului. Pompierii și pirotehniștii au intervenit de urgență și au ridicat proiectilul din al doilea război mondial. O altă bombă a fost descoperită pe un câmp de un fermier din Brașov care a trecut cu tractorul peste ea în timp ce ara. Muncitorii care se ocupau de amenajarea spațiului verde din piața Palatului au găsit proiectilul chiar în pământul adus pentru lucrări. Au alertat autoritățile și imediat în zonă au ajuns pompierii și pirotehniștii. Echipajele au găsit o bombă aruncător calibru 82 de mm care a fost ridicată și depozitată în siguranță. A fost realizată asanarea terenului și nu au mai fost peste alte elemente de funcție explodate. Cetățenii s-au îngrozit când au aflat că o bombă ar fi putut exploda chiar lângă ei în centrul orașului. A fost un dezastru. Nu știu. Mai ales că venim noi cu copiii. Nici nu o să mai vin cu copilul, că mi-e frică. E bine că s-a descoperit și că e utilă pentru societate. Adică nu s-a întâmplat o istorie, o catastrofă, ceva care să... Ar fi putut întâmpla o tragedie? Sigur că da. Cu siguranță. Autoritățile au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum a ajuns proiectilul în pământul adus pentru lucrări. O altă bombă a fost descoperită întâmplător de un fermier din județul Brașov. Omul ara un teren agricol dintre localitățile Codrea și Hălchiu când a trecut cu tractorul peste bomba de aviație. Și-am scos-o afară din pământ cu scalificatorul. Și-am anunțat colegii să vină să... Și în momentul în care ai văzut, ai știut exact ce este, nu? Da, dacă am mai găsit așa ceva și n-ați. A câta oară este când găsești un astfel de proiectil de aviație? Nu știu să vă zic. Nu ți este niciodată teamă când... Când o văd, nu mai mă apropii de zona respectivă. Un echipaj de la serviciul pirotehnic al ISU a ridicat bomba. Aceasta urmează să fie distrusă de către specialiști într-un poligon.